bună dimineața! Bună dimineața! Mergem până la Lidl. Angie vrea să facă o rețetă cu pește. Mami plecată singură, au plecat pe șoartă dimineață. Treburile ei, pe la farmacie, pe la second. Poza asta stă așa mult și mie nu-mi place să mă duc cu ea. Acum e pe ei. Pe ei, da. Și noi mergem să facem niște cumpărături. Și mami nu știe, dar noi avem deja un plan pentru ce să facă ea. Canalul nostru a început dintr-o întâmplare. Verișorul meu din America, Manu, a zis că ar vrea să vadă cum face maică-mea, el îi spune Tușii, cum face maică-mea sarmale, că lui îi place foarte mult și ar vrea să vadă cum face mami ca să facă nevasta lui. Și atunci eu m-am gândit să fac un video și să îl pun pe YouTube și atunci el intră și îl vede. Asta lui și face sarmale. Așa a început canalul nostru. Și acum au zis că pe 31 e ziua lui, al lui Manu, și vrea să vadă cum face Tușii doboșul. Lui îi place foarte mult doboșul. Mami a mai postat de două ori doboș, dar au zis că vrea să-l facă special pentru el. Să nu mai fac o dată. Și am zis, m-am gândit, mă, nu-i rea ideea, că și la Alisa îi place doboș și ea mai îi până în data de 11 acasă, cu noi. Și m-am gândit, mami, adică m-am gândit să-i zic la mami să facă doboș și pentru Manu, să vadă nevasta lui să-i facă, dar și pentru Marin, pentru Marina, ca să vadă nevasta lui verișorul meu. Și o fi toată lumea bucuroasă, zic eu. Acum să vezi ce o să zică mami, că cu ea încă n-am vorbit, nu a venit încă acasă. Dar noi mergem la Lidl și să vedem dacă găsim pește, că eu nu prea am văzut data trecută, dar poate acum avem noroc. Ok, la Lidl n-o să vă filmez mare lucru, că vin și să ia de mine și nu prea îmi place treaba asta. Dar încerc să filmez așa, cum pot. Ok, cu pe pauză. Ok, mergem la Lidl. Avem două variante, unul la Boul Roșu și unul aici la Piața Obor. La Piața Obor e mai mare, într-adevăr, de două ori cu ăla de la Boul Roșu. Și sperăm să găsim, dar eu așa știu, când caut ceva la Lidl nu găsesc. La Kaufland iară peștele. Cel mai bine e să găsești pește la Selfros. Dar trebuie să fiți foarte atenți cu peștele de la Selfros. Odată o luam mai mijlocos. Înghețat poate după timpul lui Ceaușescu. A fost foarte vechi. Și l-a aruncat, mă. Păi cel mai bine să luăm proaspăt, dar de unde luăm cod proaspăt? Eu zic de acolo, după unde e proaspăt, știi? Acolo unde se păcheață, știi? Rar să găsește cod, mă, aici pe păcheață. Acum vedem ce găsim. Dacă nu găsim cod, luăm mai ce. Rocării 21 de grade la noi. În Germania am auzit că e 12 grade. Nu tare, tu ce facem? Așa. Sper
sperăm să nu vină și la noi valul ăla de frig. Chiar așa frig nu. Vorbește la telefon și acum ruba. E prea obișnuit cu tine. Dar fix acolo și-o văzut. În public. Păi, în public. În trafic. Cu ce te joci? Ah. Strada asta se numește strada pădurii din cauza că în spatele meu nu vorbesc aiurea. Aici la stânga la sensul giratoriu acolo se merge către pădure. O seară așa greu am dormit. Am mâncat destul de târziu și am mâncat usturoi. Mă trebuie ceva până am digerat. Normal nu mănânc așa târziu, dar nu, au fost ieri Alisa la noi, Alina, a făcut mâncare faină și no, când suntem așa mai mulți, e fain. Ne-a trebuit să ajung eu la Lidl, Angie. Eu ți-am spus că e nu stângă, nu apă. Ce e la aceeași distanță? Numai acolo e drumul mai urât. Pe la Boros. Trebuie să-i ridic la Natalia și Zutu și Cormano. Da, trebuie ridicat. Ok, am ajuns. Sper să putem să vă filmăm și în Lidl. Îi dau la Angie să filmeze. Nu e? Aha. No, Natalia, ce ții? Ah. Hai să văd, reușești? Dar ți-ai luat pungă? Nu. Nu? Păi de ce? Hai să vedem, nu este pungă. Ce faină putuță. Nu, pun aici. Așa. Vezi, ai grijă. Așa, ok. Gata. Deci numai una. Așa. Ciocolată, alune de pădure. A, ok. Mere. Trebuie să văd aici ceva. Poate găsesc ceea ce îmi place mie. Astea. Așa. Îmi plac astea și vreau să-mi iau câteva. Dar ce? Ce faci? Mere, da, vreau să-mi iau și mere. Am luat portocale, banane, pâine, ce-am mai luat acolo, ok? Natalia și-o luat iaurtele și mere, parcă, dar nu știu, n-am văzut mere pe aici. Cred că pe partea aia altă, da, acolo este mere. Vreau să iau un pepene. Nu, așa. Ok, hai să vedem mere. Să văd mere. Uite și aici, bio. Oh, de naștere să iau. Ok.
Ok, hai că schimb. Și au din asta bio. It's my time. Și mere. Au din astea. Mere roșii. Cred că iau din astea mere roșii. Ok, pun pe pauză. Așa, deci am luat scurt de văzut cel. Trebuie să-mi iau un ceai. Și eu. Cred că iau din asta de mere. Că ăsta e fain. De mere. Iau un ceai. Așa. Și încolo către frigider trebuie să mergem. Cozonacul ăla nu-l mai găsesc, dar acela, cum îl cheamă, ăsta, brioșii de masă cu ciocolată și eu vreau simplu și nu este, numai așa, nu-l mai găsesc, păi, tu ce ți-ai luat? Aici cât ies? 10 bucăți. 10? Da, numai 10 bucăți. 14 lei, vine mai ieftin ca la Kaufland. Pe la Kaufland sunt 2, da. Trebuie să-l trag. Da, vine 9 lei 20 de cafea aici, nu? Nu? 11 lei. La, unde, la Kaufland? La Kaufland, 12 lei. 20? Da. Oh, atunci nu. Da, 20. Uite, la cafea. Cum să se faci numai cu cod? Uite, este și somon, pastor. Uite, șalău. Aș putea din șalău. Hai să văd mai departe. Dar cred că numai aici este pește. Nu știu, trebuie să mă observ. Adevărat, este mescu. Ți-ți trebuie cât? Șalău, o să 52 de lei. Tu vorbești serios. Da, și e numai 400 de grame. Ți-ți trebuie 200. Două din asta. Înțelegi? Mă, asta n-are jos. 23 de lei, 200 de grame. Hai să vedem dacă sunt congelat mai ieftin. Congelat, da, mai bine. Că nu vreau așa... condiment. Astea nu știu cât îți dă bune. Uite, dar ce, dar cred că noi avem așa ceva pentru... Ce? Pentru ciuciu. Pentru ciuciu? Da. Dar avem de noastră. E cauciucat, de... știi? Nu e cauciucat, e cauciuc, e ceva. Da. Asta avem. Asta e prea mică pentru ciuciu. Da, auzi, la ea, nu se iau la ară. Oare scoate și pe ăsta afară? Da. Din păcate... O bag în beci. O bagi în pitniță. Da. Ok, piept de pui. Din ce să fac? Din... trebuie să mă gândesc. Dacă sunt pulpe dezosate sau din piept de pui să fac. Mai fain pulpe dezosate. Da? Pui dezosat. Ia să vedem ce e aici. Cred că aștept. Da, iau unul din ăsta. Perioare. Da, deci am luat iaurt, smântână. Acum ei sunt acolo, nu știu ce fac, cred că e înghețată sau nu știu ce iau de acolo. Eu mai trebuie să mă mai uit pe aici, ce mai trebuie să iau pe listă. E, de aici trebuie să cumpăr zahăr, pudră, o aromă de vanilie. Hai să vedem. Asta e pentru... Okay. Asta e altceva. Tot zahăr, pudră, e 3 lei. Zahăr, pudră. Ok, și asta e cu vanilat. Zahăr, pudră, vanilat. Dar câte grame o să aici? 80. Oh, e la fel ca ăsta. Deci, hai să iau vreo două din astea.
cocosul pe jos. Trebuie să și filmez și să și iei. Da. Ăsta cât e? 500 de grame. Deci e mai rentabil să iei din ăsta, numai că nu e vanilat, știți voi. Dar mie nu-mi trebuie așa mult. E special. De sodiu. Hai să mă duc să pun astea și după aia să revin aici să văd ce mai îmi trebuie. Am spus că nu este. Nu este, așa e? Nu este. Și atunci ce fac? Când cauți ceva la Lidl, să știți că nu găsiți. Chiar nu este cod pangas, dar e bun și pangasul izdacii, nu? Acasă. Deci, până la urmă, am găsit cod. Da. Oh, dar de ce n-ai luat din ăla cum ai luat atunci cu mine? Păi ne trebuie file. Trebuie nu pane. Ne trebuie, știi? Am luat lapte, am luat piersică, când trebuie la găsit. Deci, Angie de vrea să facă trei rețete, am înțeles. Ți-am luat mălai. Ia, că s-o spart, da, ia, spart. Că dă. Am văzut că nu mai ai. Cereale pentru Natalia. Frișcă lichidă din asta. Mi-s curioasă cum o să ia. 36% grosime, trebuie să fie bună. Da. M-a luat și un... Cum se cheamă? Pastă de tomate. Da, pastă de tomate. Am luat și niște mere, că deja tot am zis de mult că vreau mere. Da, și eu vreau piersică. Am luat și mere. Asta n-am știut că vrei. Da. Știi de ce n-am pierdut? Au fost toate tare. Merg cu mine până la pitic, fiindcă am rămas 3 lei dătoare. Și pentru asta să mă duc eu. Păi da, mă duc după piersici. S-am luat și ciuperci. De acolo, de la pitic. De la domnul Vali. Mergi, că așa că spate este plin. Că trebuie să facem rețetă și nu mai pot de foame. Păi ți-am luat să mergi. Ce? Tobă. Nu vreau tobă. Am luat și niște banane, că trebuie să fac la... Cam nu place mie asta. De ce? Fiindcă e parcă făină. Uite diferența. Ce galbene aia de în jos. Ioi, ce ne-am. Și tu de care ai avut? De mai ampurească. Am luat și folie de aluminiu, că îmi trebuie la pește. Asta e apa lui Natalia. Și am luat... Mai ai multe? Da. Pere, pere. Natalia s-a luat pere. Da, așa aștept sta pere. Da, e Natalia l-a luat. Și n-am. Îmi trebuie la pește, lămâie, lapte și lapte. Da, este lămâie acasă. Da? Nu. No. No. Lapte din ăsta, adică... Cum ar veni? Smântână lichidă. Smântână lichidă. Cred că îmi trebuie la ciuperci. La cum îi para? La ciuperci. Prea dulce? Nu-i pentru mine. E prea dulce. Prea dulce. Am luat și niște portocale, că îmi trebuie. Și am văzut că deja Daci s-a luat să faci dobușor, wow. Știi? Mm-hmm. Și m-am luat semințele mele preferate. Eu numai de n-astea mănânc. Semințe. Perele sunt minunate. Și caise și smântână. Și de asta e ușor aici. Deci, eu am acum, o nelămurire. Și pulpe. O să fac și din astea. Ce o nelămurire? Dacă se uită cineva la mine acum, cine m-a spus așa ceva? Văd că trebuie să speli. Dar l-ai spălat. Doamne scumpă, aia ați văzut când l-am luat? Dar când l-am spălat, n-ai mai văzut. Uitați-vă pe, cum am venit acasă pe filmare, cum am luat ăsta în mână. Mult să uită pe și salite. M-am dus aici la ghiuvetă și l-am spălat încă cu praf. Mami, de oare. Mult să uite pe sărite. I-am scris acolo că l-ai spălat. Doamne, apără. Dar cum aș fi chiar așa de nebună? Dacă am și praf din ăla de oare și... Îmi strângi video meu.
Aceasta sunt. Fost cumpărat. Mai deci singurul ingredient care mai îmi trebuie, ciupercile, de alea le iau din piață. Și atât. Deci trei rețete o să fac. Nu astăzi, nu? Nu astăzi le fac pe toate trei, dar știu că o să fac două. Și mami, cred că nu știu. Cred că nu știu, mami, știu sau nu știu? Ba, știu eu. Uitați aici și vă arăt. Am cumpărat o varză mică, că nu a fost varză faină și am zis nu iau numai asta. Știe ea, dar nu știe ce am să zic. Ce? Faci doboș sau nu? A, de doboș? Păi astăzi îl fac luni? Păi nu știu, dar Alisa cât mai stă? O săptămână. Până în 11 au zis că stă. Da, până în 11. Aseară au spus către mine că o săptămână mai stă. Dar eu fac ardei umpluți, uitați aici am luat ardei. Tot pentru Alisa. Uitați, ardei umplut și cu varză și cu ardei umplut, că trebuie să fac pentru Alisa. Am comandă. Cerințe. Nu, bun. Și m-am mai luat batoane din astea de cereale fără zahăr. Aha. Nu, no added sugar, ok. Da. Și nu bine. Fără zahăr, da. Nu pot să mânc și eu? Are zahăr din fruct. Din fruct are. Asta e să vedem. Mai bine nu te risca. Eu mă risc. Un pic să dacă mănânci, să vezi. No. Mă bucur de doamna care a spus că și-a făcut gomboți fără zahăr și m-a mulțumit. No. Mă bucur, sincer mă bucur. Să știți că mă bucur fiecare în parte care face ceva din partea mea și mă laudă, cum să zice? A, nu. Hm? Nu, are zahăr. Cred că e cu miere. Da. Cu miere, nu. Da. Nu-i pentru mine. Da, citește, să vezi, are... Nu, că am văzut. Trece să are miere, da. Știi, și mierea... Nu, atunci am văzut eu rapid în sametul. Pâine... Lasă-ne să mâncăm prima dată. Și după aia... Dar pentru ce vrei să mergi să ciuperci sau ce? Angii trebuie ciuperci. Eu am rămas trei lei. Dar lasă că nu poți să știi nimic. Să știi că n-are nici miere. Dar e dulce. Da, e îndulcitor. Da, e mai rău ca mierea. Îndulcitor are. No, bine, vă lăsăm. Aceasta a fost realizarea noastră. Cumpărăturile noastre, că nu e nicio realizare. Urmează realizarea. Pe curând. Aici sunt goale, mă duc la piață. Da, exact. Pa, pa!